Numărul victimelor în urma accidentului grav produs luni seară pe DN24 a în Vaslui a crescut, au anunțat oficial inspectoratului de poliție al județului Vaslui, victimele fiind din comuna Murgeni. O fetiță de 5 ani a murit la spital după ce la fața locului a fost găsit decedați o copilă de 2 ani și un bărbat de 32 de ani. În mașina cu șapte locuri se aflau 12 persoane, șapte din acestea fiind copii. Accidentul s-a produs luni seară la ora 20, 20 de minute în apropierea localității Popeni, comuna Zorleni, județul Vaslui. Au fost implicate un autocamion, un autoturism și o căruță. Toate cele trei mijloace de transport se deplasau în direcția Murgeni-Borlad. La un moment dat, șoferul autocamionului a încercat să depășească atelajul, moment în care l-a acroșat. Acesta l-a declarat poliților că a oprit autocamionul și a coborât pentru a vedea ce s-a întâmplat cu căruța dacă a rănit pe cineva. Relatează misionarul online.ro. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube, Ranata.